face declarații chiar în aceste momente la Bucharest Forum. La nivelul optim de salarizare. Adică a fost o discuție pe un spor de până la 30% care să se acorde militarilor români. Există un ordin al ministrului în sensul acesta. Cu data de 15, militarii români primesc inclusiv acest spor de până la 30% în funcție de gradul și de funcția pe care... A fost amânată plata... Nu, nici pomeneală. Nici pomeneală. Nu, chiar suntem în grafic cu toate aceste drepturi. Repet, nu e niciun fel de motiv de îngrijorare. Existența armatei, rachetele Patriot, Liviu Dragnea, președintele, spunea că, dumneavoastră spunea că a aflat din presă de aceste achiziții și nu... Am spus zilele trecute, am fost notificați de curând de faptul că până la sfârșitul lunii octombrie vom primi scrisoarea de acceptare, de letter of acceptance, din Statele Unite. Lucrul acesta ne permite să mergem în momentul imediat următor cu proiectul de lege privind achiziția primului sistem Patriot în Parlamentul României, ceea ce vom și face, pentru că discutăm de unul dintre cele programe aprobate de Parlament și de CSAT, ori toate achizițiile de genul acesta se fac cu aprobarea Parlamentului prin proiect de lege și, repet, vom face lucrul acesta imediat după ce primim scrisoarea de acceptare. Suntem în grafic cu achiziția primului sistem Patriot, practic până la sfârșitul anului vom avea și contractul semnat și vom face și plata pentru primul sistem. Sistemul a fi livrat în prima jumătate a anului 2018. Să reamintim tuturor că discutăm de o achiziție guvern la guvern, o achiziție care se face cu plata în avans și cu livrarea în perioada imediat următoare. Alte achiziții din programul? Anul acesta suntem în curs de a cumpăra primele transportoare blindate 8x8. Chiar astăzi, la ora 11, avem o întâlnire la guvern cu primul ministru și cu reprezentanții companiei General Dynamics. Sperăm ca foarte curând, poate chiar săptămâna viitoare, să semnăm memorandumul de înțelegere cu General Dynamics și totodată contractul între Ministerul Apărării și această companie, astfel încât să putem face plata până la finalul anului pentru primele transporte. Poftim? Depinde de câte astfel de transportoare vom achiziționa, pentru că a fost o discuție inițial de 10 transportoare. Din păcate, e un pic întârziat programul, dar avem promisiuni din partea companiei că de îndată ce toate documentele acestea vor fi încheiate, vom putea să trecem și la achiziție. Noi sperăm să rămânem în program și să achiziționăm 10 bucăți. Vă reamintesc, este vorba de primele 10 transportoare dintr-un set de 30 care se vor produce în Elveția, urmând cu ca începând cu cel de-al 31-lea transportor, producția să înceapă la Uzina Mecanică București. Discutăm de transfer de tehnologie și de cooperare industrială între General Dynamics și Uzina Mecanică București. Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale, dă asigurări așadar că nu sunt probleme cu plata salariilor și a soldelor, spune